Salutare lume, eu sunt Axel și astăzi vin cu review-ul la camera foto compactă Samsung GX2F, compacta cu cel mai luminos obiectiv. Hai să vedem ce știe să facă. GX2F este o compactă high-end cu un senzor de 12 megapixel, ce se află exact la granița dintre compacte și aparate foto cu obiective interschimbabile, precum DSLR-uri și mirrorless. GX2F are o construcție foarte solidă, vine cu conectivitate Wi-Fi, zoom optic de 3.3x și obiectivul luminos ce știe de f1.4 la capătul wide și f2.7 când duci zoomul la maxim. Dar despre asta vom vorbi un pic mai încolo. Cum am spus și mai devreme, camera foto se simte foarte solidă în mână. În partea de sus ai blitzul ce se ejectează cu ajutorul acestui buton, plus o patină pentru un blitz extern. Această patină mai poate fi folosită și cu un microfon și un viewfinder optic vândute de către Samsung. Ai butonul pentru deschis și oprit camera, înconjurat de microfonul stereo, plus cele două rotițe prin care alegi modul video, foto sau Wi-Fi, plus opțiunile respective și mai ai butonul pentru făcut poze înconjurat de rotița pentru zoom. În spatele camerei se află un ecran AMOLED de 3 inch rabatabil, plus butoanele pentru controlat camera. Îmi place foarte mult combinația de butonul pentru funcții plus rotița cu care te plimbi printre opțiuni, deoarece te miști foarte repede prin setările aparatului. În partea de jos se găsește montura pentru trepied și locașul în care se ascunde cardul SD și bateria de 1030 mAh. Iar pe laterala din dreapta aparatului se ascunde o mufă mini HDMI și o mufă micro USB, mufa USB putând fi folosită atât pentru transferul de date, cât și pentru a încărca bateria. Deci, atunci când vă duceți în excursie, nu este nevoie să cărați după voi toată colecția de cabluri și încărcătoare. În partea din față se găsește o rotiță cu care te poți plimba prin meniurile aparatului sau regla timpul de expunere în modurile manuale, lampa pentru autofocus și obiectivul luminos protejat de un inel metalic pe care se pot monta diferite obiective de conversie. GX2F are și sistem dublu de stabilizare optică. Nu știu exact cum funcționează, dar tot ce știu este că și-a făcut treaba cu brio atunci când am avut nevoie de el. În plus, îmi place că Samsung a făcut curbura din fața aparatului dintr-un plastic cu o textură diferită, astfel că ai o prindere mai bună a camerei. Pe partea de software, Samsung a reușit să ofere toate modurile și setările posibile ce pot fi gâdilate de către cei care vor să aibă control total asupra pozei pe care o fac. Și hei, dacă tot au făcut asta, au pus și un mic filtru IND în interiorul aparatului. Dar nu au fost uitați nici cei care vor doar să îndrepte aparatul foto către subiect și să facă o poză bună. Modul Smart Auto se descurcă foarte bine, iar GX2F vine și cu un mod Magic Photo, cu care poți face panorame, HDR sau aplica diferite efecte pe poze. Deci Samsung GX2F are un hardware foarte bun și un software care mulțumește pe toată lumea, așa că haideți să vă arăt cum se descurcă în lumea reală, cu câteva fotografii și videouri făcute în diferite locații, ca să vă puteți forma o impresie despre Samsung GX2F. Marea majoritate a pozelor le-am făcut într-o mică vânătoare de clădiri vechi din Iași. Pozele ies bine la lumina zilei, culorile fiind naturale și deloc exagerate. Trebuie să spun că toate pozele pe care le-am făcut au fost pe modul Smart Auto și nu am folosit niciun fel de trepied. Noaptea și în locuri nu prea bine luminate, obiectivul de f1.4 își face treaba. Pe partea video se descurcă acceptabil, filmând Full HD la 30 de frame-uri pe secundă. Din nou, culorile sunt naturale și deloc exagerate, iar stabilizarea optică dublă își face treaba foarte bine. Noaptea există ceva zgomot pe imagine, dar nu cât să deranjeze. Și acum, în timp ce editez, am să vloguiesc o leacă cu voi, ca să vă dați seama cât de bun este microfonul stereo, în timp ce folosesc lumina care intră pe geamul din dreapta mea și s-ar putea să auziți și niște câini cum latră. Pe la început am spus că GX2F știe și de Wi-Fi. E, aici e un pic cam tricky. Am reușit să uploadez o poză pe Facebook direct de pe camera foto, fără nicio problemă, dar atunci când m-am conectat cu smartphone-ul prin aplicația Remote Viewfinder la Samsung GX2F, nu prea mi-a plăcut aplicația, deoarece este făcută cam simplă și aș fi vrut un control mai bun asupra zoomului. Ca să trag o concluzie pe final de review, Samsung GX2F este o compactă care face poze foarte bune pentru categoria în care se află.
Obiectivul luminos te ajută în situații în care lumina nu este de partea ta, fără a scoate blițul la înaintare, iar camera este ușoară și foarte portabilă, astfel încât o poți pune în buzunarul de la pantalon sau o poți ține cu ajutorul curelei de gât fără a te deranja. Păi, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să dați like și să vă abonați în caz că nu ați făcut-o deja și ne vedem pe data viitoare. Pa!